Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod, numele meu este Emi și astăzi, oameni buni, facem din nou un videoclip cu una, două, trei camere. Da, nu mă întrebați de unde am buget, nici eu nu știu de unde am buget, avem sponsor și vreau să le mulțumesc sponsorul pe care aceasta. Astăzi filmăm din nou un videoclip cu minunatul nostru Focus, căruia trebuie să facem o mică mai mare revizie. Dacă vreți și voi chestia asta, apăsați și voi pe plumul de like, scrieți în comentarii ce fel de videoclipuri vreți să mai fac, dacă vreți să fac revizia la furcă, la frâne, la schimbătoare, la orice vreți voi. Abonați-vă că mai avem puțin și facem 1.500 de abonați. Eu mă gândeam că anul ăsta să fac 10.000 de abonați, dar se pare că nu s-a putut. Așa că fără prea multe vorbăraie, hai să vedem, ce facem astăzi. Avem aici un spray de lanț. Avem vazelină spray pentru lanțuri, chain tube. După care avem un set de periuțe de dinți, care mai de care. Avem frumos o sticlă, facem reclamă, Aqua Aquarpatica, sponsorizați-mă. Și un cutter. Luăm periuța, o punem așa și cam pe aici, pe la jumătate. Punem cutterul. Și am obținut acest mic borcanaș și apare și la binonul de motorină. Sper să fie motorină, stați un miros să văd dacă e motorină. Da, e motorină. Trebuie să fie neapărat motorină, dacă e benzină s-ar putea să pățim niște nasoale. Prăm ăsta frumos cu motorină. Iar acum să ne așezăm pe jos, pentru că așa ne place nouă să muncim pe jos. Și ne alegem o armă. Cam toate peruțele de pe aici sunt murdare, din păcate. De asta le folosim pe alea mai murdare la început, pe alea mai curate spre final. O băgăm în motorină și o punem pe lanț și începem să dăm de lanț înapoi. Ideal ar fi să puneți un ziar sau ceva pe roată ca să nu se murdărească, dar eu oricum o să trebuiască să curăț și janta și să schimb și cauciucul, așa că nu mă mai interesează. Și în felul acesta curățăm transmisia. Observa deja ce negre a leșit și ce mizerie pe periuță. E bine așa să luăm și să frecăm inclusiv pinioanele. Și deja puteți vedea culoarea motorinei, care deja s-a închis la culoare destul de drastic. Tot cu aceste peruțe dăm și pe schimbător, pentru că și aici se pune destul de mult praf și noroi și nu vrem să rămână praf și noroi pe aici. Foarte important să curățăm toată zona acestei transmisiei și nu doar lanțul, pentru că praf se pune peste tot și peste tot unde atinge lanțul, peste tot în zona aceea ar trebui curățat. Și facem asta și curățăm până când rămâne lanțul lună bec, mai ales dacă mergi ca și mine foarte mult pe off-road și pe drum de cumul praf, e bine să-l curezi pe la vreo 400-500 de kilometri maxim. Dacă e vreme urât afară sau mergi foarte mult pe ploaie, ar trebui curățat chiar și la 200 de kilometri. Uitați-vă ce culoare a ajuns să aibă motorina, din câte mizerie este pe lanț. Eu mă normal l-am mai curățat de vreo 2 ori de când am bicicleta. Și dacă tot ne-am apucat să curățăm asta, putem să curățăm desigur și schimbătorul, tot cu motorină, nu se întâmplă absolut nimic. Îl curățăm și îl ungem foarte bine, ca să nu scârțe, să nu avem probleme cu el pe viitor. Acum ar trebui să schimb pe treapta întâi. Așa, ca să pot să curăț și aia din mijloc. O să dăm așa puțin pe lanț, ca să vedem ce jig a mai rămas. Cam asta ar fi cu curățarea lanțului. Acum urmează să îl ungem. Și acum că am făcut rost de așa ceva, luăm atâta cu apă și pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Care face spume, asta vreau să văd. Și pe părțile componente care sunt împlimbate motorină. Ascultați lanțul și frumos aude. Dăm puțin de spray pe periuță ca să o decolorăm.
și în final ca lanțul să rămână uns și să nu avem ulterioare probleme, luăm spray-ul, agităm puțin și începem să dăm pe lanț. Și dăm și inclusiv așa pe aceste zare. Și acum transmisia este curată, este unsă și este gata pentru o nouă aventură, cum s-ar spune. Oameni buni, cam asta ar fi și cu acest episod, cam filmat vreo 32 de minute, dar sper că v-a plăcut, sper că am avut content fain astăzi, sper că ați învățat și voi ceva nou astăzi. Într-adevăr am făcut puține mizerii aici, dar nu e problemă încă la mine în curte și o să curăț, o să dau cu puțin apă și detergent după și o să fie curat. Ideal ar fi să, dacă faceți chestia asta în fața blocului sau pe afară, să pune niște ziare de sub ca să nu faceți mizerie. Ar fi ideal să purtați și mănuși pentru că e destul de toxic să umblați cu spray-urile și cu motorină pe mâini și e destul de nașpa la mâini și s-ar putea să aveți iritate și chestii mai nasoale, dar eu de mic copil lucrez tot cu motorină și cu benzină și cu uleiuri și n-am absolut nimic. Dacă v-a plăcut episodul, să dați și un like, să vă abonați la canal. Eu am fost Emi și noi desigur ne vedem data viitoare. Salutare, pa, pa! Bag într-o sticlă. Hai că îți dau alta sticlă gol. Nu mi-l voli tu mie pe locul. Dar îți rămâne sticla ție, mă. Sticla asta rămâne la tine și după aceea nu mai trebuie să dau înapoi sticla. Dar de ce-i sticla? Apă. No, ia. De ce ieșe? Ca și la mumie mi l-am cumpărat, cum să-i arat și o zânătă că e de cel mai bun și am nu mi-l motroșitet. Și am făcut rost de așa ceva? Oricum trebuie să fie. Începem filmările. Da, filmăm. Ne auzim. Probă. 10, 10, 2. Acolo ne vedem, aici ne vedem.